Har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Mă bucur să împărtășesc cu dumneavoastră în continuare cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul care e plin de viață, e plin de putere și prin care a fost făcut Domnul Dumnezeu cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. După ce în episodul trecut am trecut în revistă, episodul trecut a fost cu numărul 74 și am vorbit de principii biblice în divorț, acest eveniment tare neplăcut din viața omului care, în multe cazuri, aș putea să spun că e mai greu decât moartea, mai rău decât moartea, face ravagii mai mari decât moartea. Dacă a murit, a murit, dar la divorț e mult mai delicată și mult mai nenorocită problema să desparți doi oameni care sunt același trup. Pentru că Domnul i-a făcut același trup, vor fi un singur trup. Cum să se despartă oameni, doi oameni, o femeie și un bărbat care sunt același trup? Foarte greu, foarte greu. Am vorbit și vă recomand episodul 74 în ce privește problema divorțului. Înaintăm acum la episodul 75 și anume, există o întrebare. Doamne, din ce suntem noi făcuți? Din ce ne compunem? Și noi, ca fiecare persoană, fie bărbat, fie femeie, fie bătrân, fie copil, care sunt elementele, componente ale persoanei noastre? Oare să fie numai carnea? Sau mai sunt și alte elemente în viața noastră? O să fie numai sângele, numai celulele organice, numai oasele? Atât, doar din atâta să ne compunem noi? Sau mai sunt și alte elemente care compun trupul nostru? Care de fiecare dată punem întrebări Sfintelor Scripturii și Sfintele Scripturii ne răspunde. Pentru că e răspunsul lui Dumnezeu și Dumnezeu prin Duhul Lui ne spune ce ai vrut, Doamne, să-i spui la versetul cu tare, ce ai vrut să spui la versetul cu tare. Ce ai vrut să spui la versetul cu tare? Domnul mi-a dat o solie. Sunt un sol cu o solie. O solie cu totul deosebită, care face parte din Evanghelia practică, pe care noi trebuie să o trăim. Domnul nu vrea numai teologie de la noi. Domnul nu vrea numai teorie de la noi. Domnul vrea trăire practică și nu prin puterea noastră, prin puterea lui Dumnezeu. Și puterea lui Dumnezeu nu vine așa cum vrem noi și pe fondul lepădării de sine, pe fondul lepădării eu-ului, neîncrederii în noi și încrederii în Dumnezeu pe care nu-L vedem cu acești ochi de carne. Nu-L vedem. Dar Domnul ne pune în locul ochilor de carne, ne pune ochii credinței și-L vedem cu ochii credinței pe Domnul Dumnezeu. Evanghelia practică este mare lipsă în vestirea Evangheliei practice, acum aici, astăzi pe pământ. Foarte mulți predică teorie, teologie, teorie, teologie, istorie și așa mai departe. Mă, dar practic, ce avem noi de făcut practic? Ce vrea Domnul să facem noi practic în viața noastră de zi cu zi? Evanghelia practică, țin să vă spun fraților și surorilor, că este foarte, foarte urâtă de oameni. De ce? Pentru că Evanghelia practică obligă pe om la niște schimbări și omul nu vrea să se schimbe. Omul vrea să rămână în păcat pentru că așa se simte el bine acolo. Dar Evanghelia practică impune porunca lui Dumnezeu care presupune schimbări în stilul de viață, în felul în care omul își trăiește viața pe pământ, aici. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este pur practic, e plin de putere și el vrea să ne schimbe viața din punct de vedere practic. Ce se petrece? Ce s-a întâmplat atunci când omul s-a creat? Ce elemente a pus Dumnezeu în om atunci când l-a creat? Ce se întâmplă atunci când moare? Ce elemente mor din viața omului? E nevoie să combatem minciunile grozave, gunoiul de minciuni pe care cel rău l-a pus în ceea ce privește viața omului. Da, viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Dar Domnul ne spune că este nevoie să ne cunoaștem și pe noi înșine. Pentru că atunci când noi ne cunoaștem pe noi înșine, îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu. Cunoaștem mai bine dragostea lui Dumnezeu și cunoaștem mai bine dragostea pe care El a pus-o în noi și grija nemărginită pe care o are față de noi. Citim în... Pentru că aceasta este tema de astăzi. Episodul 75, Spirit, Suflet și Trup. Iată că deja
m-am desconspirat, iată cele trei elemente pe care Domnul le-a pus în compunerea persoanei, a personalității noastre. De unde reiese lucrul acesta? Că nu suntem numai țărână. În noi e mai mult decât țărână. Păi reiese din 1 Tesaloniceni 5, cu capitolul 5, cu versetul 23. Când spune, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și, atenție, Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi și fără prihană la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne, pentru aceste sfaturi minunate pe care Tu ne le dai, aceste lămuriri. Și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Ei, eu până numai de mult credeam că mă compun doar de țărână. Da, carnea e țărână, oasele putrezesc și se formează în țărână. Nu din țărână mâncăm noi fructe, legume, cerealea și nuci care suntem vegetariani. Chiar și carnivorii mănâncă tot din țărână, pentru că animalul ăla pe care îl taie și îl mănâncă, sau pasărea, sau peștele, nu se hrănește tot din țărâna pământului? Ba da, atât că noi suntem o mână de țărână. Și încă o mână de țărână păcătoasă, căzută în păcat. Duhul vostru și trupul vostru și sufletul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Întregi! Să nu fie nici o porțiune ciuntită din ele. Hai să luăm primul element, element divin, care se află în persoana noastră și anume Duhul vostru, care de fapt nu e al nostru, e dat de Bunul Dumnezeu. Să căutăm în Sfânta Scriptură, deja le-am găsite, le pun pe masă aici. Efeseni 3:16. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să vă facă să vă întăriți în putere prin Duhul Lui în omul din lăuntru. Deci de aici aflăm că Dumnezeu, în trupul acesta de carne, a pus Duhul Lui în omul dinăuntru. Cine e omul dinăuntru? E Duhul lui Dumnezeu care este pus înăuntru nostru, în mintea noastră. Duhul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Aha! Deci trupul acesta de carne, de sânge, de oaște din care sunt făcuți este doar suportul în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu mai trăiesc eu, nu mai e la comanda trupului meu, euul, firea pământească, euul este mort, Hristos în voi, nădejdea slavei, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cum trăiește Hristos? Prin Duhul lui. Acest Duh al vostru, care de fapt nu e al nostru, e Duhul lui. Pentru că Domnul Iisus și Dumnezeu Tatăl sunt Duhuri. Duhul este o formă superioară de viață față de viața trupească. Am citat la 1 Corinteni 6:19. Templul Duhului Sfânt. Trupul acesta este templul Duhului Sfânt. E biserica în care se găsește, e suportul în care se găsește Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus o măsură din Duhul lui în noi. Ioan 6:63. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Carnea e bună să ne deplasăm dintr-un loc într-altul, să lucrăm cu mâinile noastre, să gândim cu mintea aceasta carnală, inteligența care ne-a fost dată. Dar carnea nu folosește la nimic în ce privește lucrarea spirituală, în ce privește mântuirea noastră. Carnea nu are niciun cuvânt de spus în ce privește mântuirea noastră. Ea este doar suportul în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus o măsură din Duhul lui în fiecare om, oricât de rău ar fi el. Însă, Domnul vrea și dorește ca noi să fim plini de Duhul lui Dumnezeu, nu doar o măsură.
Pe baza acordului nostru, El nu locuiește în noi în plinătate decât numai dacă noi îi dăm voie și suntem disponibili ca să îi permitem să ne curățească de păcat și să El să se instaleze complet. Dar câtă vreme mai locuiește păcatul în noi, avem Duhul lui Dumnezeu, dar 15%, 30%, 50%, doar o măsură, o măsură. Nu e plinătatea aia după care noi tânjim. Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu vine singur. Vine însoțit de foc. Și focul ce face? Arde zgura păcatului de pe noi. Prin suferințe, prin dureri. Domnul nu vede cu bucurie lucrul acesta, dar spre binele nostru îngăduie și suferințele ca să ardă zgura păcatului de pe noi. Citim mai departe. Eclesiastul 12:7. Ce frumos face lumină cuvântul lui Dumnezeu în întrebările noastre. Din ce ne compunem noi, Doamne? Care sunt elementele componente ale persoanei noastre? Eclesiastul 12:7. Până nu se întoarce țărâna în pământ, adică trupul acesta care e țărână, lei tu suflarea, ele mor și se torc în țărâna lor. Suflarea. O să vedem în continuare. Nu. La Eclesiastul 12:7. Până nu se întoarce țărâna în pământ, cum a fost, și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deci Dumnezeu pune Duhul lui în noi și vine o vreme când noi ne naștem. Vine o vreme când Duhul lui Dumnezeu care a fost pus în noi se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Aici se află răspunsul și la întrebările ispititoare, la întrebările nebune ale unor oameni care am auzit niște discuții, zice că Dumnezeu ar omorî Dumnezeu. Adică Dumnezeu își încalcă propria sa poruncă să nu ucizi, porunca a șasea din Decalog, din cele 10 porunci. Dumnezeu ne oprește nouă, ne interzice să omorâm oameni. Pentru că noi i-am creat. Ei sunt creațiunea lui Dumnezeu. Este păcat să ucizi și să încalci porunca a șasea. Da, noi nu avem voie să omorâm oameni. Dar Dumnezeu are voie să omoare oameni? Unii ziceau că da, alții ziceau că nu. Nu, păi cum? În Vechiul Testament Dumnezeu a omorât, a coborât foc din cer și a murit zeci și sute de mii și milioane de oameni. Atunci fiecare om când moare, nu Dumnezeu îl omoară și îl face pe Dumnezeu ucigaș. Asta e glasul diavolului. Frați iubiți, Dumnezeu nu omoară. Dar atunci ce face Dumnezeu când omul moare? Păi uite ce face. Eclesiastul 12:7. Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deci Dumnezeu pune Duhul lui în noi și atunci noi devenim un suflet viu la naștere. După aceea când murim, Dumnezeu își ia Duhul înapoi pentru că e al noi, fraților și surorilor. Dumnezeu își ia Duhul lui pentru că e al lui. Viața aceasta ne-a fost dată cu un împrumut. Dumnezeu își ia viața înapoi pentru că e a lui. Nu e normal să-și o ia înapoi pentru că e a lui? Asta înseamnă că el omoară? Nu omoară. El ne dă viața cu împrumut prin Duhul lui pentru că Duhul dă viață. Duhul este cel care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Și Dumnezeu ne dă Duhul lui cu împrumut, ne dă viața lui cu împrumut, nu definitiv, după care și-o retrage înapoi pentru că este a lui. Și nu este el stăpân pe ce este al lui? Este. Iar noi răspundem de felul în care administrăm viața pe care El ne-a dat-o. Viața Lui, e viața Lui. El nu omoară, El își ia viața pentru că e a Lui. Omul omoară pentru că El nu dă viață. El nu poate să-și ia viața înapoi, că El nu dă viață. Dar Dumnezeu nu omoară, El doar își retrage viața pe care ne-a dat-o pentru un timp limitat ca o testare, ca să se vadă dacă noi ascultăm de Dumnezeu sau de cel rău. Pentru asta ne-a fost dată viața, ca un test, ca să se vadă către cine mergem, către moarte, către păcat, către diavolul sau către viață, către ascultare, către neprihănire, adică către Tatăl nostru, către Dumnezeu. Până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deci Duhul, viața, se întorc înapoi la Dumnezeu. De ce? Pentru că l-a dat. El l-a dat. Ea lui ne este dată viața cu un împrumut. Slăvit să fie Domnul. Ce ar mai fi de spus în legătură cu Duhul, cu primul element component și cel mai nobil, Duhul lui Dumnezeu, măsura Duhului care a fost pusă în noi?
Citim în continuare la versetul din Luca 23 cu 46. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Deci Domnul Iisus Hristos trecuse la odihnă, a murit de moartea aceasta din care te întorci, nu de moartea veșnică de care nu te mai întorci niciodată. Deși a încredințat viața și Duhul de viață, înapoi. Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Deci Duhul lui Dumnezeu este din nou o confirmare față de ce vorbeam adineori. Duhul lui Dumnezeu vine și ne dă viața aceasta cu împrumut, după aceea noi când murim, El își retrage Duhul înapoi. Domnul Iisus Hristos știa foarte bine că Dumnezeu nu omoară, ci El îți retrage Duhul. Doamne, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Duhul care m-a ajutat și m-a coordonat în timpul vieții, ți-l dau înapoi, pentru că e al tău. E al tău, tu nu omori. Bun. Geneza, da, cam atât despre primul element component. Cele mai ilustrative versete le-am citit despre primul element component, care este Duhul lui Dumnezeu. Cine dorește poate să aprofundeze, Doamne, din ce suntem compuși, fără nicio problemă. Mergem la cel de-al doilea element, component al persoanei sau personalității noastre, care este, cum ne spune Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni 5 cu 2, și Duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru. Aha, deci trupul e pe locul 3. Al doilea element component este sufletul vostru. Iubiți frați și surori, sufletul, ce-o fi vrând să însemne sufletul acesta? Ce este sufletul? Haideți să citim. Citim la versetul din Geneza 2 cu 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Vom vedea că acest verset este pretabil, se pretează și pentru cel de-al treilea element, trup, pentru că l-a făcut din țărâna pământului, dar după el ce l-a făcut din țărâna pământului, din apă și din pământ, din noroi, spune că i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Viu. De ce este sufletul? E așa o entitate invizibilă care, după ce moare omul, se duce prin cer, cu treiere pe la ferestrele caselor, sufletul. Este ceva, un fel de înger care se desprinde de noi și iese și el nu moare, cum susțin anumite religii, că omul atunci când trece la odihnă și moare de prima moarte, el nu moare de tot, că sufletul lui trăiește în continuare. Nu e adevărat, e o eroare gravă. Dumnezeu a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un suflet viu. Când omul moare, ce face? Sufletul cutreieră pe nu știu unde? Vine pe la ferestrele casei noastre? Nu! Când moare, sufletul se duce împreună cu Duhul lui Dumnezeu și cu suflarea de viață, deci viața, se duce înapoi la Dumnezeu care a dat-o. Bun! Psalmul 104 cu 29. Îți ascunzi tu fața, ele tremură. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Dumnezeu a dat suflare de viață și animalelor și omului suflare de viață. Ce se întâmplă când omul moare? Păi e procesul invers a ceea ce se întâmplă când omul se naște. Când omul se naște, Dumnezeu suflă suflare de viață și omul devine un suflet viu. Când moare, Domnul își retrage suflarea de viață și omul devine un suflet inert, mort, putrezește, țărână, goală. Pentru că această carne și această oase sunt țărână. De ce? Pentru că ele putrezesc. Și atunci, care este diferența între un om mort și un om viu? Este viața, este sufletul. Sufletul e suflarea de viață. Faptul că omul mișcă, că omul gândește, că are sângele cald, că îi bate inima în piept, că are suflare de viață. I-a suflat în nări suflare de viață, dar nu suflarea noastră omenească, nu, suflarea divină a lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, și acel om a început să miște. Când omul moare, suflarea de viață se retrage înapoi la Dumnezeu. Da.
Acesta este sufletul. Diferența dintre un om mort și un om viu e faptul că mișcă sufletul, suflarea. Suflarea de viață. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Când moare omul, își retrage suflarea de viață și atunci omul devine un om mort, un țărână. Mai departe, Psalmul 104:29. Le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Le iei tu suflarea. Cine le ia suflarea? Dumnezeu. Nu că sufletul ar fi independent și cu treieră el se mai duce și prin cer, mai stă de vorbă și cu Dumnezeu, mai vine și pe aici pe pământ. Nu, suflarea se duce înapoi la Dumnezeu care a dat. Atunci cum noi aprindem o lumânare, nu are flacără și mă duc și dau flacăra, flacăra arde și lumânarea arde. Când suflu în flacără, flacăra se stinge și nu mai arde. E suflarea de viață. Suflarea de viață, viața se întoarce la Dumnezeu care a dat-o. Deci Dumnezeu nu o moare. El își ia înapoi suflarea de viață. Psalmul 19:7. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează ce? Înviorează sufletul. Deci iată că atunci când, acum când noi suntem în viață și trăim, sufletul este în noi. Locuiește în noi. Suflarea de viață, faptul că mișcăm, că trăim. 1 Petru 2:11. Să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu cine? Cu sufletul. Cu viața care e în noi. Poftele ne se războiesc, se luptă cu viața din noi. Ne face rău la suflarea de viață, la viață. Deci poftele trupului ne trag către moarte. Nu are nicio legătură suflarea de viață cu poftele păcătoase ale trupului. Poftele păcătoase ne trag spre moarte. Ne omoară. Pe când suflarea de viață e viață. Deci este conflict între suflarea de viață și poftele trupului, care sunt pofte păcătoase. Isaia 61:10. Sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Sufletul, suflarea de viață, viața de mine e veselă. Ați văzut, câteodată omul e trist, câteodată e vesel. Se înviorează sufletul ăla din el, suflarea aia de viață care a suflat-o Dumnezeu cu Duhul lui în nările lui Adam și care s-a transmis și la noi. Se înviorează viața în noi, devenim mai veseli, mai plin de viață, mai plin de vervă. Asta e faptul că mișcăm, că avem viață în noi. Asta e sufletul. Suflarea de viață care a pus-o Dumnezeu în noi. Geneza 7:22. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duc de viață în nări, tot ce era pe pământ uscat, a murit. Vorbește aici de potop. Tot ce avea suflare, tot ce avea duc de viață, suflare, mișcare. Va să zic că Duhul e Duhul lui Dumnezeu, influența și puterea lui Dumnezeu în noi, iar sufletul e altceva, pentru că așa ne spune Tesalonicenii. Duhul cum le confundă câte unii confundă lucrurile acestea. Nu. Duhul vostru e una, sufletul vostru e altceva și trupul vostru e altceva. Sunt elemente distincte, nu putem să le încurcăm una cu alta. Sunt elemente distincte. Ele sunt împreună, dar sunt distincte. Duhul vostru și trupul vostru și sufletul vostru. Da? Suflarea de viață. Deci am văzut primele două elemente. Duhul lui Dumnezeu, suflarea de viață și, hai să vedem și cel de-al treilea element, trupul, țărâna, carnea, care din păcate e păcătoasă. Dumnezeu l-a făcut pe Adam carne sfântă din țărâna pământului până să cadă în păcat, era sfânt, era plin de slavă, avea o slavă în jurul lui, o lumină, încât nici nu trebuia să se îmbrace, slava aia, lumina aia cu mare lumină, becul care îi radiază și nu poți să te uiți în el sau soarele, avea o slavă, era îmbrăcat cu slavă, cu lumina aia puternică. Dar după păcat le-a fost rușine unul de altul, Eva și Adam. De ce? Pentru că și-au pierdut slava și a rămas doar țărâna, doar trupul acesta de carne. Da. Ia să vedem ce zice de trup, cuvântul inspirat. Biblia. 1 Corinteni 15:45. De aceea este scris, omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu, al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Deci Duhul dă viață.
A fost făcut un suflet viu din ce? Din țărâna pământului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai departe, referitor la trup. 1 Corinteni 6 cu 19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Deci am vorbit, când am vorbit despre Duh, am vorbit de acesta. Dar iată un al treilea element. Vorbește aici și de trup. De trupul acesta. Ceea ce mă vedeți dumneavoastră pe mine aici, acum este trupul. Geneza 2 cu 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Trupul. Noi suntem țărână, dar suntem o țărână care mișcă. De ce? Pentru că avem suflarea de viață pe care ne-a dat-o Dumnezeu prin Duhul Lui. Da. Acesta este trupul. Ce să mai putea spune despre trup? Geneza 2 cu 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. E clar. Domnul Dumnezeu accentuează acest aspect, faptul că noi suntem din țărână. Din țărână, din țărână suntem. Și când putrezim, rămâne o mână de țărână. Ca să se vadă că suntem țărână. Pentru că țărână ești și în țărână te vei duce, zice Domnul Dumnezeu. De ce suntem țărână? Pentru că mâncăm din pământ. Suntem pământ pentru că ne hrănim din pământ. Și pentru că ne hrănim din pământ în ceea ce privește trupul, atunci când putrezim, ajungem din nou în pământ. Țărâna se întoarce iar înapoi în țărâna. Psalmul 104 cu 29. Leitul, suflarea, ele mor și se întorc unde? În țărâna lor. Pentru că suntem țărână. În țărâna lor. Strămoșii noștri care au murit acum 100, 200, 300 de ani, nici oasele nu mai e de ei. Pentru că ei sunt țărână. Pentru că din țărână au fost luați și în țărână se vor duce. Da. E clar. Țărână ești, spune cuvântul lui Dumnezeu, și în țărână te vei duce. Atunci când Domnul a vorbit cu Adam după căderea în păcat. Spune la Geneza 3 cu 19. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Datorită păcatului. N-a vrut Domnul să moară. Dar datorită păcatului ne întoarcem înapoi în țărână, cu trupul. Dar spune Apostolul Pavel că la înviere noi vom fi înviați din pricina Duhului care a locuit în noi și de care ne-am lăsat conduși, coordonați, călăuziți atunci când am trăit în trup. Din pricina Duhului. Deci dacă noi, Duhul Dumnezeu, locuiește acum în noi în plinătate, nu în măsura Duhului, că măsura o are toată lumea și nu va fi mântuită. Dar dacă în plinătate a locuit Duhului Dumnezeu în noi, atunci vom fi înviați din pricina acelei plinătăți a Duhului care a locuit în noi cu acordul nostru și vom trăi veșnic prin sângele și prin meritele Domnului Iisus Hristos. Pentru că nimic întinat nu va intra în împărăția celor. Mai este o problemă. Dacă omul este Duh, suflet și trup, natura, iarba, copacii, vegetația, putem să spunem că sunt compuse din Duh, suflet și trup? Nu. Ele au doar partea trupească, doar partea vizibilă, partea de țărână. Și în ele e o formă inferioară de viață față de noi. Da. Ele au o viață vegetală în care trăiești, după aceea mor. Luăm de exemplu firul de iarbă. Dar care ar putea fi diferența între om și animale? Fie el elefant, vacă, câine, orice animal cu patru picioare sau insectă sau orice lucru, pisică sau pește sau pasăre. Care e diferența ce privește compoziția persoanei, individului respectiv, între om și animal? Animal, mamifer, pește, insectă, pasăre. Păi și omul și animalul sunt făcute din țărâne. Atunci când putrezește omul și animalul, că e câine, că e pește, că e pasăre, țărâna animalului nu se deosebește de țărâna omului. Aici omul se aseamănă cu animalul. Sunt făcute și omul și animalul din țărână. Ba încă se aseamănă și cu vegetația, pentru că și vegetația ajunge să fie tot țărână. Bun. În ce privește suflarea de viață, sufletul.
O formă de viață inferioară are și planta, are și animalul o formă de viață superioară și are și omul. Și animalul mișcă și aleargă, și omul mișcă și aleargă, și animalul îi bate inima în piept, și omul îi bate inima în piept, și animalul e viu, și omul e viu, și animalul are suflare de viață, și omul are suflare de viață. Deci până aici suntem egali cu animalele, în ce privește trupul și suflarea de viață. Acum, ce ne face pe noi diferiți față de animale? Ne face primul element, elementul divin, și anume Duhul. Dumnezeu ne-a pus pe noi, oamenii, stăpânii animalelor. Când spune în cuvântul lui Dumnezeu să apuce groaza de voi peste orice animal și zice să stăpâniți peste păsările cerului, peste peștii mării și peste orice animal. L-a pus stăpân peste creațiunea lui Dumnezeu. Omul este coroana creațiunii lui Dumnezeu. Omul are duh. Duh din Duhul lui Dumnezeu. El este condus și coordonat de Duhul lui Dumnezeu sau de Duhul celui rău, care este pervertit. Dar un Duh tot are în el omul. Dar animalul are Duhul lui Dumnezeu? Putem să spunem că animalul are Duhul Sfânt în el? Că poate să fie umplut cu Duhul Sfânt în el? Am cercetat și am ajuns la concluzia că animalul nu are Duh. Asta îl diferențiază pe om de animal. Animalul se coordonează, a pus Dumnezeu în el niște instincte pe care le are mai mult sau mai puțin dezvoltate față de om. Instinctul. Un program acolo, cum am spune noi în termenii informatici de azi. Dumnezeu a fixat în mintea animalului că e mamifer, că e nemamifer, că e insectă, că e pește, că e pasăre. A pus niște instincte în el. Și ele trăiesc și sunt conduse de Dumnezeu pe baza acelor instincte. Dar ăla nu e Duhul lui Dumnezeu. Omul este cel care este condus și de instincte, dar și de Duhul lui Dumnezeu. Adică omul are ceea ce nu are animalul. Omul are dragoste unii față de alții. Are milă față unii față de alții. Are duh de rugăciune. Dumnezeu, omul se roagă. Omul are daruri spirituale, omul are vorbirea în limbi, omul poate să facă vindecări, omul cugetă, gândește, cugetă cu Duhul lui Dumnezeu, omul cercetează, face diferite descoperiri, are o inteligență mai mult decât cea a animalului bazată pe instinct. E Spiritul lui Dumnezeu care Dumnezeu l-a pus în mintea omului și în inima omului. Are ceva dumnezeiesc în el, omul, pe care animalul nu-l are. Animalul e animal. E compus din sânge, din carne și are niște instincte, după care el se coordonează. Dar omul are ceva mai mult față de animal. Și anume, are Duhul lui Dumnezeu. Prin urmare, Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Acest verset se referă la noi, la oameni. Dar nu se referă și la animale. La animale nu este prezent duhul animalelor. Animalele nu au duh ca să vorbească, ca să gândească, ca să cerceteze, ca să se roage, ca să plângă și să milă, să fie milă. Deși sub anumite forme instinctuale există anumite aspecte. De exemplu, câinele care se îndrăgostește și e fidel stăpânului, dar el e fidel pe baza instinctelor, nu care avea o gândire asemenea omului care vine din Duhul lui Dumnezeu. Nu! Animalele au suflet, suflare de viață și trup, dar nu sunt dotate de Dumnezeu cu Duhul lui Dumnezeu. Numai omul este dotat de Dumnezeu cu Duhul lui Dumnezeu, pentru că omul este coroana creațiunii, cine are urechi de auzit să audă, cine are minte și ochi de citit să citească și să cerceteze și va ajunge la această concluzie pe care Domnul mi-a descoperit și mie, umilul rob al lui Dumnezeu. Da. Oamenii încurcă. Oamenii au ajuns în ziua de astăzi să considere animalele egale cu oamenii. Vai de noi, cum să fie omul egal cu animalul? Ba încă de multe ori pune preț mai mare pe animal decât pe om. Sacrifică omul de dragul animalului.
De ce? Pentru că diavolul vrea să întoarcă Evanghelia cu sosul în jos, exact cum nu a lăsat Dumnezeu. Pentru că diavolul e diametral opus față de caracterul lui Dumnezeu. Și el vrea să... Legea diavolului e exact la 180 de grade inversată față de cum a lăsat Dumnezeu lucrurile în rânduiala lor normală și firească. Pentru că Dumnezeu este creatorul nostru, nu diavolul. Diavolul e cel care strică. Mulțumim lui Dumnezeu că vrea să facă lumină și vrea să ne răspundă la întrebările pe care noi îi le adresăm. Doamne, din ce ne compunem noi? Care e compoziția noastră? Da, îngerii lui Dumnezeu, cum o fi arătând? Dar lumile necăzute, cum o fi arătând? Se spune că îngerii lui Dumnezeu sunt duhuri slujitoare. Spiritul, Duhul. Duhul în limba slavonă, Spirit în limba latină, dar e același lucru. Duhul lui Dumnezeu este o formă infinit superioară de viață față de viața pe care noi și animalele o trăim în trup. Trup. Duhul lui Dumnezeu. De-aia Duhul lui Dumnezeu este, are capacități infinit mai mari decât noi care trăim în trup. De aceea se spune de Domnul Iisus Hristos că este de folos să merg eu, să plec, să mă ridic la Tatăl, pentru că Domnul Iisus nu putea să facă lucrare atât de amplă și de cuprinzătoare atunci când se afla în trup. Dar în Spiritul lui Dumnezeu, El se poate găsi în același timp în tot Universul, în toate locurile. El este omniprezent. Îngerii lui Dumnezeu sunt duhuri slujitoare. Și îngerii cei răi, ai lui Satana, duhurile rele, sunt și ei, sunt tot duhuri, dar nu sunt slujitoare, sunt duhuri care caută să facă rău. Însă ei fac rău doar atât cât le permite Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus putere mare în îngerii lui Dumnezeu. Și nu are nicio putere diavolul cu îngerii lui în fața îngerilor lui Dumnezeu. Nu are putere. El i s-a dat o anumită fâșie în care i se permite să îi testeze pe oameni dacă sunt loiali lui Dumnezeu sau nu. Are și diavolul limitele lui puse de Dumnezeu. Nu poate să facă el ce vrea pe pământul acesta. Duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului Iisus Hristos. Iubiți frați și surori, această temă, spirit, suflet, trup, dorește ca să facă lumină în încurcăturile și în întunericul care se află în mintea multor oameni în ziua de azi și care s-a aflat și în mintea mea, ca să înțelegem din ce suntem făcuți noi. Cine ești, Doamne? Îl întreba apostolul Pavel pe Domnul Iisus. Cine ești? Nu-l cunoștea, căci viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, sigur, Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care te-ai dat. Dar noi cine suntem, Doamne? Și vine Domnul și spune, păi voi sunteți duh, suflet și trup. Ca să pice toate minciunile celui rău, să pice toate încurcăturile unde a ajuns lumea să nu mai știe cine e Dumnezeu, cine e omul, ce face Dumnezeu, ce face omul, din ce se compune omul, care e rolul omului pe pământ. A venit cu fel de filozofii mincinoase despre umanismul acesta, care nu este cum l-a lăsat Dumnezeu și e cum și-l închipuie omul. Și omul fără Dumnezeu și-l închipuie așa cum îl pune pe tavă cel rău, Satan. Ai, filozofie diavolească, satanică, care sunt în vrăjmășie cu Dumnezeu, aceste convingeri. Să medităm la acest cuvânt și să înțelegem foarte bine că noi ne compunem din duh, din suflare de viață și din trup. Să înțelegem ce se întâmplă când ne naștem, să înțelegem ce se întâmplă când murim, unde se duce duhul, unde se duce sufletul, suflarea de viață, unde se duce trupul. Noi când murim, trupul se duce în țărână, duhul se duce înapoi la Dumnezeu care l-a dat, suflarea de viață se duce înapoi la Dumnezeu care a dat-o. Animalele au trup și suflare de viață, dar n-au duh. Omul, creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, are trup, suflare de viață, suflet și duh. Nu putem să zicem decât amin, pentru că noi trebuie să ne prazăm credința pe un așa zice Domnul, pe cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Acum oamenii care sunt călăuziți de Dumnezeu vor fi de acord cu cuvântul acesta. Oamenii care nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și de alte duhuri rele,
Pentru că dacă nu e Dumnezeu, automat vine satana, altcineva n-are cine să vină. Vor înțelege în continuare lucruri greșite despre noi și despre Dumnezeu. Dar cei pricepuți vor înțelege, care vor avea și au un spirit umil și smerit. Vor înțelege cei care sunt, se lasă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și nu de euul lor ticăloșit de păcat. Să luăm aminte la rugăciune ca Domnul să creeze aceste convingeri în mintea noastră și în inima noastră și să ne cunoaștem mai bine și pe noi ca să-L putem cunoaște mai bine pe Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne Dumnezeul nostru, Tu ne-ai creat pe noi din țărâna pământului, Tată. Mâncăm și ne hrănim și ne întoarcem iar în țărână. Îți mulțumim, Doamne, pentru tema de astăzi, că Tu vrei să faci lumină în încurcăturile și filozofiile pieritoare ale lumii acesteia. Doamne, Tu ne spui foarte clar că noi suntem compuși din Duh, din suflet, suflare de viață și din trup și nimic altceva. Fă, Doamne, ca aceste trei elemente să slujim, cu aceste trei elemente să slujim Ție, trup, suflet și Duh, până ce vom trece la odihnă și Tu ne vei cere înapoi suflarea de viață și Duhul Tău pe care ne-ai împrumutat. Fă lumină, Doamne, în această încurcătură în ce privește cunoașterea creațiunii Tale prin Domnul Iisus, Te-am rugat și mulțumim. Amin.